După o pauză foarte scurtă, voleibaliștii echipei de seniori a Clubului Sportiv Municipal Suceava vor relua sâmbătă competițiile oficiale cu un meci foarte dificil pe terenul liderului seriei Steaua București, principala candidată la promovarea în divizia A1. Cu mulți jucători în lot din prima divizie, stiliștii au fost la un pas să piardă în meciul tur la Suceava și nu oricum, ci cu 0 la 3 la seturi. Elevii antrenorului Victor Pancu au făcut două seturi foarte bune și au continuat și în al treilea act, fiind la un singur serviciu de a provoca o surpriză în acest sezon. Din păcate, CSM-ul a greșit și a pierdut setul, iar mai apoi partida în setul decisiv. Meciul programat în etapa a doua din returul seriei de est a diviziei A2 va avea loc sâmbătă de la ora 13 în București, fiind devansat cu două ore față de ora normală din cauza programului încărcat al sălii. Am avut o perioadă foarte scurtă de pregătire, dar vom face tot posibilul să jucăm cât de bine putem pentru a face față unui adversar puternic, așa cum este Steaua. Partida va fi mult mai dificilă decât cea din tur și asta pentru că bucureștenii și-au luat cu siguranță toate măsurile de precauție după ce au fost la un singur punct de înfrângere cu 0 la 3 la Suceava. Sper să nu avem probleme cu drumul din cauza ninsorilor și chiar dacă nu ne convine ora meciului, nu avem alt variantă. Nu prea avem șanse să câștigăm la București și de aceea vom rula tot lotul pentru a da și jucătorilor tineri posibilitatea de a crește în valoare și de a prinde curaj, mai ales că în viitorul apropiat se va face și schimbul de generații, iar ei vor fi atunci în prima linie, a precizat antrenorul Victor Pancu. Tehnicianul Sucevean a mai adăugat că până la finalul sezonului regulat, echipa trebuie să se concentreze în special pentru a câștiga meciurile de pe teren propriu, astfel încât să rămână pe locul 3, unul ce iar avantaja în turneul play-off la capitolul financiar, deoarece vor juca două meciuri din trei pe teren propriu, asta în caz de egalitate la 1. Echipa Suceveană a plecat vineri spre București cu aproape tot lotul Giurcă și Petraru urmând să ajungă în capitală cu trenul deoarece nu au putut să plece cu echipa din cauza serviciului.